La Biserica Izvorul Nou din Capitală a avut loc ieri seara conferința Martiriul creștin în istorie și actualitate, susținută de părintele Nicolae Tănase de la parohia Valea Plopului din județul Prahova. Acesta a evidențiat martiriul creștin din primele secole creștine, precum și suferințele celor care au apărat ortodoxia în temnițele comuniste. În seara aceasta la Biserica Izvorul Nou am vorbit credincioșilor după slujba vecernie, o vecernie deosebită prin prăznuirea Sfintei Mare Mucenicie Caterina, despre martirajul din vechime, practic începutul martirajului în secolele creștine de prigoană și în istorie până astăzi. Și sigur am amintit despre cele care s-au întâmplat atunci, în același ritm și în aceeași măsură, prețuind martirajul zilelor noastre din perioada comunistă în România, în țările prigonite de comuniști și mai ales martirajul pe care fiecare îl trăim și îl acceptăm, jertfindu-ne pentru aproapele. Sigur că nu este un martiraj cu sânge, ci este un martiraj al jertfei timpului nostru, comodității noastre și, în general, ceea ce face parte din ambientul nostru. Este adevărat că martiriul reprezintă o caracteristică a bisericii. Putem vorbi despre o constantă a bisericii, pentru că biserica însăși este întemeiată prin jertfă, prin jertfa Mântuitorului Hristos. Iar martiriul pe care biserica l-a adus încă de la începuturile ei și cu siguranță îl va duce până la sfârșitul lumii, este răspunsul plin de iubire pe care caută să-l arate Mântuitorul Iisus Hristos. Așadar, putem vorbi despre martiriu ca despre o trăsătură fundamentală a Bisericii Mântuitorului Iisus Hristos. Este adevărat că în vremurile de început, martirul era unul sângeros. El există și astăzi, așa cum părintele Nicolae Tănase a vorbit despre mărturisitorii și martirii, mucenicii din Siria și din alte țări în care creștinii sunt astfel persecutați. Credincioșii parohiei Izvorul Nou au organizat și o colectă pentru copiii aflați în centrul social Provita pentru născuți și nenăscuți de la Valea Plopului. În această seară minunată l-am avut în mijlocul nostru pe părintele Tănase la invitația parohiei de a ne ține o conferință cu titlul Martiriu creștin, istorie și actualitate. Părintele a venit la parohia noastră și ne-a împărtășit din activitatea lui personală și pentru că suntem în postul Crăciunului, nașterii Domnului, trebuie să fim buni, harnici și darnici, de aceea credincioșii parohiei noastre au organizat o colectă în alimente neperisabile pentru copiii de la parohia Valea Screzii. Biserica Izvorul Nou din București are hramurile Izvorul Tămăduirii și Schimbarea la față.